Aproximativ 40 de angajatori cu o ofertă de peste 350 de posturi au venit la Bursa Locurilor de Muncă derulată prin proiectul Reaspir Crescendo. Locurile de muncă din ce domeniu de activitate și pentru ce categorie de șomeri? Locurile de muncă sunt din domenii variate de activitate, sunt din finanțe, asigurări, sunt din retail, din inginerie. Ele nu se adresează doar șomerilor, pentru că nu doar șomerii sunt grupul nostru țint, se adresează sigur și persoanelor în căutarea unui loc de muncă, deci vorbim de persoane care au în acest moment un loc de muncă, dar sigur doresc să și-l schimbe și să aibă condiții mult mai avantajoase pentru dumnealor. Până duminică, ieșenii interesați își pot depune CV-urile la standurile firmelor participante la acest eveniment. Angajatorii caută atât persoane cu studii medii, cât și persoane cu studii superioare. Astfel, cei interesați pot găsi oferte diverse, de la agent de vânzări până la posturi de manager de dezvoltare. Căutăm persoane deschise, orientate către client, care să vină întotdeauna cel mai bine în sprijinul clientului. Avem disponibile 5 posturi, sunt toate pentru persoane cu studii superioare, sunt posturi pe parte de vânzare, ne interesează potențial candidați care cunosc una dintre limbile engleză, franceză, italiană sau spaniolă. Dacă nu este bună și limba română, avem un post și pentru cei care nu au aceste abilități în CV. Dacă persoana este destul de ok, poate să fie și cu studii medii, pentru noi este important ca nivelul de limbă să fie unul ok. Prima zi a Bursei de Locurilor de Muncă a adunat doar câțiva ieșeni interesați să se încadreze în piața muncii, însă organizatorii se așteaptă ca fluxul acestora să crească în zilele de sâmbătă și duminică. Am fost plecat în străinătate și am zis să-mi încerc norocul iarăși în Iași. Eu sunt stabil în Iași și am zis, haideți să vedem ce găsim. În ce domeniu căutați? Nu neapărat, eu de profesie sunt inginer zootehnist, dar dacă găsesc și pe alt domeniu, e ok, nu contează. Acum să vedem ce ne așteaptă și la ce putem aplica. Greu de găsit un loc de muncă? Este greu. Eu sunt în țară de în jur de o lună și am depus mai multe CV-uri la mai multe companii și deocamdată nici nu am primit răspuns. Am fost la interviuri, dar vă sunăm noi. De-abia am terminat facultatea, masterul, nimic. Ați mai depus CV-uri? Da. Și ați primit răspuns sau? În timp, în așteptare, practic. Nu... Asta. E dificil să găsești un loc de muncă în domeniul în care ai absolvit o facultate? Da, pentru că facultatea nu oferă mai mult. Oferă doar teorie, practic nu... Nu se face, industria la pământ. Proiectul prin intermediul căruia se desfășoară această bursă este cofinanțat din Fondul Social prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Scopul acestuia este creșterea gradului de ocupare în rândul categoriilor cu risc crescut, în special șomeri tineri și șomeri de lungă durată.